Când deschizi Evanghelia după Matei, te întâlnești cu împăratul. Primul verset, fiul lui David, fiul lui Avram. El este cel care câștigă bătăliile, care practic câștigă moștenirea și ca fiul lui Avram o împarte la toți cei care cred în el. Dar împăratul începe Evanghelia cu o veste bună, predica de pe munte, și primul verset din Fericiri este vestea cea extraordinară. Pentru că el a câștigat bătălia, el a câștigat moștenirea, noi primim împărăția prin eforturile lui, nu prin ale noastre. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. De obicei, ce avem și lucrurile cu care ne lăudăm ne țin afară și nu ne lasă să intrăm înăuntru. Abia când îți recunoști sărăcia și nevoia de Hristos, ai acces în împărăția Lui. Imediat după aceea, Domnul Iisus Hristos în capitolele 8 și 9 demonstrează puterea împărăției, vindecând bolnavii, scoțând dracii, vindecând leproșii, înviind morții. Practic, El vine și ne arată, ne țintește privirea spre vremurile în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă, orice durere, când moartea nu va mai fi. Dar până atunci, împărăția lui Dumnezeu trece printr-o fază intermediară în care lucrurile nu sunt tocmai cum ni le-am dorit noi. Și în această fază intermediară, Domnul Iisus hotărăște strategia. El este capul, noi biserica suntem mădularele. De aceea își trimite ucenicii doi câte doi în misiunea împărăției. Dragii mei, dacă noi nu ducem Evanghelia, nu este nimeni să o ducă. Cu alte cuvinte, noi suntem cei chemați să fim mădularele, trupul Domnului Iisus Hristos. Și avem de făcut un singur lucru, să strigăm pe unde umblăm chemarea împărăției. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nu-i vorba de trudă financiară, de poveri de natură materială, este vorba de povara aceea pe care păcatul o aduce în inima și în viața noastră a fiecăruia. Domnul Iisus Hristos a venit să ne izbăvească din robia păcatului. În capitolul 13, duminica trecută, Domnul Iisus ne-a vorbit despre taina împărăției, natura împărăției, prin pildele împărăției. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care, și indiferent că e vorba de cea mai mică dintre semințe, sămânța de muștar, când o așez în pământ, puterea aceea a împărăției lui Dumnezeu se va transforma într-un copac mare. Sau dacă e vorba doar de dospiala din aluat, ea cuprinde întregul aluat. Astăzi vom sta lângă temelia pe care se zidește împărăția lui Dumnezeu. Ioan, Matei, capitolul 16, începând cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia, alții unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Dacă ați fost atenți, întrebarea Domnului Iisus Hristos practic a întors reflectoarele spre sine. Cine zic oamenii că sunt eu, dar voi, cine ziceți că sunt? Imaginați-vă că în locul meu, asta Domnul Iisus, noi suntem ucenicii săi și ne-ar pune această întrebare. Tu cine zici că e Domnul Iisus? Eu cine zic? Ce zic despre El? Ce știu despre El? Care sunt convingerile mele adânci care îmi subordonează întreaga viață? Versetul 16, Simon Petru drept răspuns i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Versetul 20 pur și simplu te surprinde, pentru că pentru prima dată este scoasă la lumină identitatea Domnului Iisus Hristos. Și când în sfârșit cineva îl mărturisește pe el ca fiind Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Iisus termină așa în versetul 20. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul. Dar de ce, Doamne? De ce să nu spunem că Tu ești Hristosul?
Dragii mei, cred că este un motiv foarte simplu și ne vizează pe fiecare. Nimeni nu poate mărturisi în locul tău. Nu poți împrumuta convingerile nimănui. Nu poți lua cuvintele altora în gura ta. Tu trebuie să ajungi personal la această convingere. Nici măcar Petru n-a putut să o împartă celorlalți ucenici. Ei au trebuit să ajungă personal la această convingere. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și eu îți spun, i-a răspuns Iisus, Tu ești Petros și pe această petra voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Un text extrem de încărcat din punct de vedere teologic, mai ales pentru o bună parte din locuitorii globului. Întreaga autoritate pontifică sau papală se reazămă pe textul acesta. Dați-mi voie să vă citesc o bulă papală din 1302, deci la 1000 și ceva de ani după Hristos. Este vorba de Bonifaț al VIII-lea, bula papală numită Unam Sanctam și sună așa. Observați nota autoritativă acestei bule papale. Noi declarăm, spunem, definim și pronunțăm că este absolut necesar pentru mântuirea tuturor ființelor umane să se supună sau să fie supuși papei de la Roma. Unul dintre prelații catolici a răsfoit istoria părinților bisericii și a trecut în revistă 90 dintre cei care practic au venit pe urmele Domnului Iisus Hristos câteva secole. 17 dintre cei 90 spun că Petru este piatra pe care zidește Dumnezeu împărăția. 8 spun că apostolii sunt piatra pe care Dumnezeu zidește împărăția. Pavel vorbește despre temelia apostolilor și a prorocilor. 44 dintre ei spun că e vorba de mărturia lui Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. 16 spun, nu, Iisus este piatra. Noi prin mărturisirea noastră zidim pe această piatră, intrăm în împărăția Lui. Iar 5 dintre ei spun, nu, credincioșii, noi toți suntem pietre. Adevărat, spune Petru, suntem pietre vii din care se zidește pe această temelie, practic, împărăția lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu. Augustin a început și el lăsând piatra în seama lui Petru sau pe Petru în seama pietrei, dar pe măsură ce studia Scriptura, ascultați afirmațiile. Piatra trebuie să fie fie Hristos, fie mărturia lui Petru care arată spre Hristos. Dragii mei, când deschidem Biblia, nu-i foarte greu să vezi că Biblia vorbește despre o singură temelie. Și temelia aceasta nu poate fi un om, temelia împărăției lui Dumnezeu, așa cum nici piatra din capul unghiului nu poate fi un om, ci este Hristos Domnul. Dar noi devenim parte acestei împărății prin mărturia noastră cu privire la El. Deci temelia este Hristos, dar prin mărturia mea, eu dintr-un străin devin parte acestui edificiu, parte a împărăției lui Dumnezeu. Uitați-vă atenți la secvența din text. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Observați, Domnul Iisus Hristos se așează pe sine în centrul discuției. Dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Observați, toate reflectoarele sunt îndreptate asupra Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să-L citesc pe Pavel, din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10 și 11. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter, zidar înțelept, am pus temelia. Și un altul zidește deasupra, dar fiecare se ia seama cum zidește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Același Pavel, scriind bisericii din Roma, deplânge soarta fraților lui trupești. Capitolul 10, versetul 1 din Romani. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu,
au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Observați cum se intră în prezența lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este singurul mod de a intra în împărăție, dragii mei, prin mărturisirea cu gura ta. Citiți cu mine versetul, l-aveți pe ecran. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și versetul 10 continuă. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă pe El, da? Pe toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Domnul Iisus Hristos este temelia, dar noi suntem zidiți pe această temelie în împărăția lui Dumnezeu dacă mărturisim cu gura noastră pe Hristos ca Domn, pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că este un Domn viu care are drept asupra vieții mele, care poate hotărâ ce-i bine și ce-i rău în viața mea. Dacă aș pune în alte cuvinte, Domnul Iisus este temelia, dar eu fac parte din această zidire, din această împărăție, doar din momentul în care am ajuns, eu personal, la convingerea lui Petru că Iisus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu și am curajul să fac publică convingerea mea. Deci doar din momentul în care am ajuns la convingerea, eu personal, că Iisus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu și am curajul să fac publică convingerea mea. În biserica noastră lucrul acesta începe simplu, nu trebuie să te vadă nimeni, dar trebuie să-ți iei oboseala, să iei un creion și să scrii numele aici, dacă n-ai făcut-o vreodată, da? Să scrii numele aici. După care mărturia publică urmează în apa botezului. Când în fața lumilor văzute și nevăzute, tu vii și mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn. Ți se pune o singură întrebare, crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Tu ce zici despre El? Dacă nu crezi lucrul acesta, n-ai ce căuta acolo. Da. N-ai ce căuta acolo. Deci, de ce le-a spus Domnul Iisus să nu spună la nimic, la nimeni? Pentru că asta nu este o expresie pe care o împrumutăm de la unul la altul, cuvinte care le luăm din gura altora, ci este o convingere care trebuie să statornicească în inima mea, în inima ta. Dar să presupunem că ai făcut lucrul acesta, l-ai mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn. Care sunt implicațiile acestui fapt, acestei mărturii? Domnul Iisus se uită în ochii celor din jurul lui și le spune în Luca 6:46, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu nu poți rupe vorba de faptă. Vorba, gura trage întreaga ființă după ea. De aceea când îl mărturisesc pe Hristos ca Domn și am o convingere lăuntrică pe care o articulează buzele mele, gura mea trage întreaga mea viață. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Lăsați-mi voie să citesc textul mai departe, să vedeți o situație în care una zici și alta faci. Și dacă una zici și alta faci, cu siguranță tu ești în împărăția lui Dumnezeu. Nu o spun eu, o spune Domnul Iisus însuși în versetul 21 în jos din Matei, capitolul 16. De atunci încolo, din momentul în care Petru a rostit această extraordinară mărturie, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, și care să fie omorât și a treia zi are să învieze. Cred că ucenicii n-au auzit decât să fie omorât. Pentru că în versetul următor, versetul 22, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească, Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva.
Nu știu dacă puteți imagina situația. Petru tocmai primise de la Dumnezeu o revelație. Că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Nu știu dacă simțiți ce a simțit Petru, cum se umflă sau se bucură. Dacă toți aceștia, eu nu. Și probabil luat de acest val mândriei, când Domnul Iisus Hristos îl cheamă într-o direcție care nu-i convine, zice, nu, Doamne, dă-mi voie să spun eu încotro, ar trebui să mergi, ce ar trebui să se întâmple. Cu alte cuvinte, ce a făcut Petru? S-a ridicat deasupra Domnului Iisus. Cine era Domn în momentul acela? Petru. Da? Dacă Hristos trebuie să facă ce gândesc eu, El este sluga, eu sunt stăpânul. Dar Iisus s-a întors și a zis înapoi a mea, Satano, pentru că tu ești o pricină de potignire pentru mine. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Și ascultați ce urmează din versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Când îl mărturisești pe Iisus ca Domn, El are ultimul cuvânt. El știe încotro duce drumul. El știe cum se trăiește viața. Eu m-am lepădat de mine însumi, mi-am luat crucea și am pornit pe urmele Lui, indiferent încotro mă cheamă pe urmele Lui. Versetul 25. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, și oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om? Să câștige toată lumea petre, dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după, nu după vorbele lui, nu după ce zici despre Hristos, ci după ce faci pe urmele lui Hristos. Cu alte cuvinte, în toată Scriptura, judecata e după fapte. Pentru că în momentul în care l-am mărturisit ca Domn, trebuie să fac ce-mi spune El. Trebuie să trăiesc în conformitate cu cuvântul Lui, cu adevărul Lui. Și urmează un verset foarte ciudat. 20 este un verset ciudat, 28 este un verset și mai ciudat. Adevărat vă spun că unii dintre cei care stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. În împărăția sa. Dar să mă întorc la versetul 24, voi discuta cel din 28 un pic mai târziu. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă vine cineva la mine sau vine după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dumnezeu a rânduit în universul nostru o anumită ordine. Nici unul dintre noi nu putem călca. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii. Este un mesaj foarte incomod în zilele noastre în care trăim într-o lume unisex. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu schimbă această ordine. Dumnezeu este capul lui Hristos. El este contextul ultim. El a alcătuit în sine însuși un plan. Domnul Iisus a intrat în planurile Tatălui, iar eu împreună cu soția mea intrăm în planul lui Hristos. Oare de ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Mâinile curate au de-a face cu lucrurile din jurul nostru. Acolo ne mânjim mâinile, noi bărbații, pentru că ne câștigăm cu sudoarea feței pâinea și ca să putem șunta drumurile, acceptăm compromisuri. Mâniile au de-a face cu realitățile din jur de care debatem, cu oamenii din jurul nostru, dar îndoielile au de-a face cu Hristos. Dacă nu-L cunoști pe Hristos și nu L-ai declarat nu doar în vorbă, ci în faptă, Domn, atunci vei face ca Petru și vei zice, nu, ideea asta nu e prea bună în Biblie, nu se potrivește în secolul 21. Poate că într-o altă situație ar merge, dar la noi în Cluj, cei din Tecuci poate să meargă pe linia lor. Noi nu putem, noi trăim într-o altă lume. Dragii mei, dacă am îndoieli cu privire la Hristos, că asta s-a întâmplat între Petru și Iisus, îndoiala a barat drumul. El nu l-a mai văzut pe Iisus ca și cel pe care îl declarase, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
Dragii mei, când l-ai proclamat pe Hristos, trebuie să știi un lucru foarte clar. El este șeful. În limba prietenilor mei, yes, sir. Da? El este șeful, El este Domnul, El este împăratul. Eu sunt robul Lui, sunt ucenicul Lui. Dați-mi voie să citesc mai departe textul din Luca. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Versetul 47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și de aici încolo ai doar două opțiuni. Fie le faci, fie nu le faci. Da? Cel care le face seamănă cu un om care și-a zidit casa pe stâncă. Pe stâncă. A săpat adânc, chiar cu trudă, a găsit stânca, s-a așezat pe piatră, da? Și piatra este Hristos și voia Lui. Cel care n-are timp și oboseală ca să sape, să așeze pe stâncă, se mulțumește și cu nisipul. Alegerea se face când vine încercarea, vine vântul, ploile și voaiele. Una se dărâmă, alta stă în picioare. În pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a spus, atenție, viața în sămânță, săcerișul atârnă de pământ. Viața în sămânță, săcerișul atârnă de pământ. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Sămânța sau cuvântul are forța aceea care poate transforma inima mea într-un chipul și asemănarea semănătorului. De aceea, dragii mei, este important să fac, nu doar să aud, ci să fac voia Domnului. Cu alte cuvinte, când citesc Biblia, eu caut acea sămânță care să vină să-mi transforme viața. Dacă v-aș întreba, care dintre noi ne frământăm cu zdrențele omului vechi pe care încă n-am reușit să le dezbrăcăm? Dacă aș închide ochii, toți ar trebui să ridicăm mâna. Întrebarea este oare de ce? Nu cumva undeva procesul este frânt? Duminica trecută vorbeam plecând din versetul 23 că ai trei pași de făcut. Aude cuvântul, înțelege cuvântul și trăiește cuvântul. Majoritatea dintre noi, dragii mei, și nu cred că greșesc dacă o spun, ne oprim la prima fază. Dacă n-ați fi aici, ați zice nici n-auziți cuvântul, dar ne oprim la prima fază. Citim Biblia din când în când. Dar câți dintre noi avem undeva în săptămână un loc în care putem pune întrebări și ne putem frământa? Oare la întâmplare, a zis Domnul Iisus ucenicilor, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, lor nu le-a fost dat. Dacă ești prea ocupat să te frămânți cu forța aceasta vieții care te poate transforma, nu te mira că bați pasul pe loc 25 de ani? Forța cuvântului lui Dumnezeu vine din faptul că este al lui Dumnezeu, viu și lucrător, mai tăitor ca orice sabie cu două tăișuri. De aceea, gândește-te la săptămâna ta. Cum rulează procesul acesta în viața mea, în viața ta? Unde aud cuvântul? Unde mă frământ cu el? Și cum îl trăiesc? Cum îl trăiesc? Dacă mărturisesc, deci, cu gura ta pe Hristos ca Domn, și acum înțelegem implicațiile acestei mărturii, și dacă crezi în inima ta că este un Domn viu care are pretenții asupra vieții tale, vei fi mântuit. Deci dacă ajungi la convingerea lui Petru, tu personal, nu altul în locul tău, tu personal, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și ai curajul mărturisirii publice acestui lucru, atunci vei fi mântuit. Dar să pun o întrebare. Oare ce m-ar putea împiedica să fac lucrul acesta? Și aici în sală sunt oameni care sunt acolo, sunt aici cu noi, dar nu îndrăznesc să facă pasul. Ce m-ar putea împiedica să fac această mărturie? Lăsați-mi voi să fac un pas în spate și să deschid un pic perspectiva asupra întregului bloc de text, capitolul 14 la 17. Primul tablou. Matei 14, 1 la 12. Ucenicii lui Ioan vin și spun Domnului Iisus, l-au decapitat pe Ioan și capul lui l-au pus pe o tavă și l-au dat unei dansatoare. Când aude Domnul Iisus vestea aceea, și adună ucenicii și pleacă într-un loc pustiu. Imaginați-vă să fiți unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos, care ați venit după el, ați lăsat totul, noi am lăsat casă, tată, mamă, oare ce o să primim? Și Domnul Iisus va vorbi despre tronuri și împărăție.
Și acum auziți că cel mai mare dintre cei născuți din femeie termină tragic, cu decapitat la cererea unei stricate, da? Decapitat. Ce fel de împărăție o fi aceasta? Pe care a provodit Ioan Botezătorul. El a fost solul care a deschis calea pentru Mesia. Unde a fost puterea aceea miraculoasă a împărăției lui Dumnezeu? De ce n-a intervenit să oprească securea călăului ca să nu cadă capul lui proroc? Ba mai mult decât un proroc, spune Domnul Iisus. Dragii, moartea lui Ioan Botezătorul inaugurează tocmai această împărăție ciudată. Ascultați ce a spus împăratul în prima lui cuvântare, predicat de pe munte. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, versetul 10 din capitolul 5, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă, veseliți-vă! Pentru că răsplata voastră va fi mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii da prin lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Bine, bine, Doamne Iisuse, dar Ioan a fost unul dintre ei. Asta este slava pe care o primim? Decapitarea? Dacă cel mai mare dintre cei născuți din femeie a terminat așa, atunci care este șansa noastră? Vestea morții lui Ioan Botezătorul este urmată de alte două tablouri. Când a auzit Domnul Iisus vestea, urcă în corabie împreună cu ucenicii, și mulțimea de pe mal se uită încotro se îndreaptă corabia. Pustiul este undeva pe celălalt mal, dar Marea Galilei nu-i foarte mare și în timp ce corabia trecea marea încetişor, vâslind sau așteptând briza vântului, mulțimea a ocolit repede pe jos și când Domnul Iisus a ajuns la mal, îl aștepta mii de oameni, Deja era pe înserate și Domnul ucenicii vin și spun, dă-le drumul că n-au ce să mănânce. Domnul i-a zis, nu, să nu cumva se leșine pe drum, dați-le voi de mâncare. Doamne, dar nu avem nimic, avem câteva pâinișoare și câțiva peștișori. Și spuneți-le să șadă jos. Și din mâinile Domnului Iisus, pâinea se rupe și se mulțește, dragii mei, și se satură peste 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Imaginați-vă! Cine putea să treacă pe lângă minunea asta, să nu-și aducă imediat aminte de ieșirea din Egipt? Au ieșit cu merinde, n-au avut vreme să coacă pâine, de aceea era doar pâine nedospită și după câteva zile li se termină proviziile și vin la Moise și încep să strige. De ce ne-ai scos din Egipt? Mai bine muream în Egipt lângă oalele noastre sarmale. Moise vine la Dumnezeu și Dumnezeu plouă pâine din cer în fiecare dimineață, 40 de ani la rând. Dar aici era unul mai mare decât Moise. Mai mare decât Moise, pentru că el nu vine la Dumnezeu, ci el frânge pâinea după ce a mulțumit și începe să o împartă. Nu cumva. Când termină de mâncat și adună coșurile cu fărâmituri, ucenicii urcă în corabie, Domnul Iisus îi trimite să urce în corabie, el dă drumul mulțimii și pleacă într-un loc pustiu să se roage acolo. Când se îngâna noaptea cu ziua, apare un blând pe mare. Ei îl văd, cred că e o nelucă, încep să țipe și când spune, nu vă temeți, eu sunt. Petru zice, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine. Vino, Petre. Și Petru coboară din corabie, încearcă piciorul, vede că e asfalt în loc de apă și pornește spre Domnul Iisus până când vântul și valurile îl sperie și începe să cufunde. Domnul Iisus îl apucă de mână și spune, puțin, credinciosule,
Spuneți-mi, cum aș putea trece pe lângă aceste două tablouri să nu văd în Domnul Iisus pe unul mai mare decât Moise? Moise a strigat după pâine, Iisus a dat pâinea. Moise a umblat printre apă, Iisus a umblat pe ape. Unul mai mare decât Moise. Vă mirați oare de mărturia lui Petru, care urmează imediat? A, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul, nu Moise? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și în clipa aceea și-au adus aminte de vorbele Domnului Iisus Hristos, care atunci când vorbise de Ioan, i-a întrebat, ce ați vedeți să ieșiți să vedeți în pustie? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. Dintre toți cei născuți din femeie, unul nu este mai mare decât el. Totuși, cel mai mic din împărăția cerului este mai mare decât el. Au tras aer în piept și au zis, asta e soluția pentru noi. Ioan ține de Moise și de legământul dintâi. Cu alte cuvinte, dacă cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan, care e mai mare decât toți ceilalți, înseamnă că s-ar putea noi să avem o șansă cu Hristos, că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Nu la întâmplare Petru strigă mărturia aceasta. Dragii mei, din păcate ne aflăm în secțiunea în care pentru prima dată Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre propria Lui moarte. Ioan a fost ales de Dumnezeu ca să fie cel care pregătește calea Domnului în viață și în moarte. Ultimul tablou din capitolul 16. De atunci încolo, Iisus a început să le spună că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, fariseilor, cărturarilor, a preoților celor mai de seamă, să fie omorât și a treia zi să învieze. Și acum priviți, vă rog, întregul pasaj. Primul tablou, moartea lui Ioan. Ultimul tablou, moartea lui Iisus. Și la mijloc este o întrebare. Mai vrei să vii după mine? Mai vrei să vii după mine? Dar Hristos nu s-a oprit aici. Revin la afirmația cea ciudată din versetul 28. Adevărat vă spun, capitolul 16, versetul 28. Adevărat vă spun că unii dintre cei care stau aici, aici în cezărea lui Filip, cu picioarele în apă, la izvoarele Iordanului, unii dintre cei ce stau aici, nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Versetul următor. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus deoparte pe un munte înalt. Îl aveți în fața voastră, probabil este muntele Tabor, munți în termenii lui Israel, delușoare pentru noi, probabil, dar muntele Tabor. Și imaginați-vă că urcați cu Domnul Iisus povârnișul muntelui. Și la un moment dat există o graniță și când treceți dincolo de ea, sunteți în împărăția lui Dumnezeu. Dintr-o dată, pe viu. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui strălucea ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat, sau i s-a arătat Moise și Ilie, care stăteau de vorbă cu el. Și la alte evanghelii spune despre exodul lui la Ierusalim. Cu alte cuvinte, despre moartea lui. Nu știu cine a pictat tabloul, dar cu siguranță ce a văzut Petru a fost infinit mai mult. Petru a luat cuvântul și a zis, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor cu luminos cu umbra lui și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei, nu știu după câte vreme, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Și-au deschis ochii. Dar înapoi pe pământ.
Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau, sunt aici, nu vor vedea moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Dragii mei, experiența aceea l-a marcat pe Petru atât de mult încât atunci când a ajuns în fața crucii să fie răstignit, a avut curajul și puterea să zică: nu, nu vreau să mor ca Domnul meu, răstigniți-mă cu capul în jos și dați-mi drumul cât de repede, pentru că știu că moartea nu este stația terminus a existenței umane. 2 Petru, capitolul 1, versetele 16 la 18. În adevăr, scrie Petru înainte de moartea lui, zice: știu că plecarea va fi deodată. Da? În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Că cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și noi am auzit aceste lucruri ca venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Acum intrați în pielea lui Petru și coborâți de pe munte împreună cu Domnul Iisus, poate îngândurați de tot ce ați trăit, și rememorați cuvintele pe care le-ați auzit doar câteva capitole mai devreme din gura lui. Capitolul 10, versetul 16. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii, fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vor bate, vă vor da la judecate în soboarele lor, vă vor bate în sinagogile lor. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, nici robul mai pe sus de stăpânul lui. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnul lui. Dacă stăpânul casei a fost numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și trupul și sufletul în ghenă. Și nu uitați, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ciudată împărăție. Împărăția în care domnește nu puterea leului care sfâșie, ci puterea mielului în mijlocul lupilor care se lasă sfâșiat. Puterea jertfirii, a renunțării, a lepădării de sine. Cum să fii purtătorul veștii bune dacă nu crezi în înviere? Fapte, capitolul 1, versetul 3, ne spune că după înviere, după patimile lui, Domnul Iisus cel înviat li s-a arătat viu, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Să presupunem că aici e Domnul Iisus Hristos cel înviat. Nimeni n-a văzut vreodată așa o realitate în universul nostru și eu sunt unul din ucenici. 40 de zile, când a apărut în mijlocul nostru, singura mea dorință este să mă ating cumva de El, să mă frec un pic de El, să văd dacă este real, să pun mâna, așa cum vrea și Toma să pună mâna. Timp de 40 de zile, Iisus Hristos i-a lăsat să se învârte în jurul Lui, să se frece de El, până când învierea Lui s-a luat pe ei. Iar când învierea Lui s-a luat pe ei, dragii mei, citiți Faptele Apostolilor, nici moartea nu i-a mai putut opri. Acum înțeleg de ce tragedia lui Ioan sau răstignirea lui Iisus nu-i tot ce are Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu are mult, mult, mult mai mult. Știu că se apropie Crăciunul. V-ați supărat dacă ați striga Hristos a înviat? Hristos a înviat. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Cu alte cuvinte, dacă tu personal ajungi la convingerea, nu împrumuta cuvinte de la alții,
Este vorba de viața ta. Dacă tu personal ajungi la convingerea că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, vei fi zidit în împărăția Lui, ca locaș sfânt al lui Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu? Veți auzi tot felul de povești în zilele care le trăim. Ah, el a trăit cu Maria Magdalena. A avut doi copii. A dispărut de pe scenă. El. Zile trecute ascultam pe un fariseu vorbind despre Matei, Evanghelia după Matei și despre traducerea noastră în limba greacă, folosind o versiune ebraică, poate mai timpurie decât traducerea noastră în limba greacă. Și a ținut să spună, eu nu cred că Iisus este Hristosul. Dar a terminat superb spunând, Hristosul în care voi credeți a fost ca noi. Cu alte cuvinte, a respins toată legea orală, a respins toate adăugirile rabinilor și de-a chemat înapoi la Scriptură. Mă întreb, oare cât va trece până când el va plânge pe cel ce l-a străpuns? Pentru că, dragii mei, este o singură temelie și nimeni nu poate pune o altă temelie. Dumnezeu să ne ajute să avem curajul astăzi, dacă trebuie, să începem publicarea mărturiei noastre, a convingerii noastre. Poate scriindu-te pentru botezul care urmează sau având curajul să mărturisești în fața tuturor că Iisus este Hristosul. Amin.